discutăm că e stresantă, că nu spune, îmi reproșează, dar mi-aș dori să văd în ea ceea ce îmi doresc și la ceea ce am văzut și la ceilalți foști elevi de-ai mei. Un copil este sigur pe ceea ce vrea să facă de la 15 ani, la vârsta de 15 ani. Adică lucrez cu el până în clasa 8-a și tot timpul, hai, studiază, repetă. El conștientizează psihicul copilului, funcționează așa cum ar trebui, adică mai matur, de la 15 ani. Uh-huh. Și aștept această vârstă cu emoție. Așa? Așa. Să vezi ce să văd că își dorește singură. Se vor petrece cu ea. Da. Nu, muncește, este un copil usilitor, învață bine la școală, nu e problemă, studiază, a obținut premii frumoase la pian, uh-huh, la instrumente, studiază pianul. Și ea, și cu vocea, nu, ea face la alt nivel, la profesionist. Eu, ăla meu a fost un vis, știu să cânt la pian, uh-huh, citesc în cheia sol, în cheia fa, pot cânta, am studiat 4 ani de zile pianul la facultate, la conservator, aveam examene foarte dure. O sonatină pot duce cap-coadă corect, poziția, inițierea, este ok la pian. Deci pian știu, am învățat din acel fost vis, apoi din clasa a 5-a, cum am spus că am plecat la Iași, am studiat clarinetul, instrumentul clarinet, deci de la 10 ani până la 18 ani, eu am studiat instrumentul clarinet. Așa, după care la 18 ani am întrerupt totul și chiar am lucrat în învățământ. Dar la tu, 19, da. Când erai adolescentă, cât de diferită erai față de generația de astăzi despre care vorbești? Nu știu dacă eram... Te mai întorci uneori în timp, da, să te gândești că și tu ai fost tot așa? Sau poate, da, ai fost o persoană foarte cumpătată de-a, da, lungul vieții tale, da, foarte chipzuită, da, calculată? Da, da. Erau alte vremuri. E cumva o contradicție între persoana sentimentală, așa, și persoana calculată, nu? Da, nu. Vârsta la care am ajuns și experiența pe care am trecut, pe care am acumulat-o în viață, m-a făcut să învăț anumite lucruri, să nu mai fiu chiar atât de sentimentală, să nu mai pun suflet chiar atât de mult în răutăți, da, cu timpul, cu toate că în adâncul sufletului rămân acele caracteristici generale. Ceva ale se duce, racole, ceva mai rămâne. Da. Niciodată nu ne putem schimba cu totul. Dar nu, cum erai tu ca adolescentă? Nu. Eu ca adolescentă eram, în primul rând, nu am stat lângă mama. N-ai fost întreținut de fost ai. Nu, pentru că nu aveam. Acum, crezi că... Deci la liceu, știi cum era înainte? În clasă, la 10 ani, am plecat, de exemplu, la școală, la liceul de artă, liceul de artă, Octav Măncilă din Iași. Nu aveam voie decât o dată pe lună bilet de voie să vin acasă să o văd pe mama. Ea, mama, putea să vină să mă vadă. Eu nu puteam ajunge acasă. Veneam o dată la lună cu 3-4 valize foarte mari. Așa, le aduceam acasă. Tot ce îmi trebuia pentru o lună. Uh-huh. Haine, eu știu ce aveam acolo, instrumentul și cam atât. Nu erau microbuze, nu erau... Deci mă urcam la tren. La un moment dat spuneam că am să fac mușchi sau ce, am să am probleme din cauza de atâta cărat. Am cărat de bagaje viața mea. În viața mea încât acum... Nimeni. Nu, nimeni, singură. Niciun frate, nici. Nu, pentru că fratele meu, deci am pornit împreună. De la vârsta de 10 ani, eu aveam 10 ani, el 11 ani, am pornit împreună la Iași. Fratele meu a terminat până în clasa 8-a, a terminat-o acolo, după care mama a hotărât că cel mai bun drum pentru el este școala militară de muzică din București, unde acolo avea și ajutor. Ca drept dovadă, acum are locuință de la stat, de la Ceaușescu. El la ora actuală are apartament în București. Foarte bine. Dădea, cel care era angajat în ca și militar, angajat, că a terminat, deci clasa 12, a mai făcut încă o clasa 13 și au dat niște examene mai dificile și a rămas în armată. Dar nu, mama nu a mai fost nevoită să investească atât de mult, vă dați seama, cu 3 copii, unul la București, unul la Iași, eu la Iași, el la București și cea mai mică Gabi aici, în Vaslui. Dar spune-mi dacă tu, în adolescență, ai fost ferită de tentațiile... Da. În momentul în care ieșeam pe ușa liceului, a trebuit să avem bilet de voie. Adică trebuia să știe pedagogul, toată lumea trebuia să știe unde pleci, ce vrei să faci. Dar tu ți-ai fi dorit mai multă libertate? Nu știu dacă mi-aș fi dorit, pentru că
acolo în liceu aveam prieteni, în cameră stăteam cu 8 fete, deci colegile mele au fost 8 la număr. Și cum erau 8 fete acolo, unele lângă altele? Că fetele mai sunt răutăcioase și uneori invidioase unele pe altele. Nu, ne obișnuiam, de la an la an erau altele. Erau altele, în principiu încercam să rămânem din aceeași clasă, de exemplu a 9-a, 10-a, 11-a, 12-a, să rămânem, că am mâncat numai la cantină, cu mâncare de cantină am crescut, să rămânem în aceeași cameră, în aceeași formulă, după care ne acomodam, era ceva normal, mergeam la liceu, stăteam câte o lună, la sfârșit de săptămână a lunii respective veneam acasă, trei zile le aveam libere aici, mergeam în oraș unde vroiam. Nu știu ce dacă am simțit... 8 fete seara când stăteau așa la, la diverse povești. Subiecte. Și acum m-am regăsit cu foștii colegi, cu fostele colege. Citeam, aveam program. Deci dimineața la ora 6 ne trezeam. Un fel de armată a fost acolo. Da, ne trezeam la ora 6, 6 jumătate, până la 7 jumătate ne tot... Ne făceam tabieturile fiecare, deci în patul, ce aveam de făcut acolo. Mergeam la cantină, iar la ora 8 eram la școală, la ore. La ora 2 când ieșeam la fel cantină, toate în aceeași curte, mergeam la cantină, după care ne băgau forțat, deci asta până în clasa 8-a, forțat. Intram la sala de lectură. În sala de lectură eram obligați cu ghiozanul, scoteam toate cărțile pe masă, învățam. Citeam, învățam discotecile, că erau și discoteci atunci, ca în oricare timp, au fost distracții și așa, erau în cămin. În cămin, în holul căminului la partier, unde ieșeam cu toți, îi puneau muzică, dansam, ne simțeam bine, nu se fuma, nu se... Deci nu se bea, nu aveam voie de alcool. Deci nu era alcool în liceu. Erau și profesorii cu voi? Erau și, nu, pedagogii. Aveam pedagogi responsabili. Ori acum nu mai sunt chiar aceleași vremuri și asta este păcat. Și încă mă gândesc vara asta ce am să fac, pentru că, după cum bine știm, sunt activități în orașul nostru Vaslui. Dar este foarte greu. 3 luni de zile, ce fac eu cu un adolescent în Vaslui? Mă gândesc la tot timpul. Ai nevoie de activitate tot timpul? Nu te gândești că voi avea timp să stau, să mă odihnesc? Eu am. Să mă reculeg. Adolescentul, cumva, ce și faci? Să nu mai știu. Adolescentul din Vaslui, de... da? Deja, ce deci am făcut, da, am început cumva să un drum spre un spre sport. Un sport anume. După cum bine știm toți, majoritatea sporturilor trebuie să investești. Deci este o anumită taxă pe care o dai lunar sau la oră care te duci. Am început nu zumba, cu dans la Cosmin. Spune că vrea, da, îi place să-și consume energia, să facă mișcare. Eu știu ce pot să fac. La scară nu mai... acum știm foarte bine cum e la bloc. Să simte nevoia să trăiască din plin. Da. Simți și tu această nevoie mereu? Eu să trăiesc din plin? Eu trăiesc. Mulțumesc Dumnezeu, mă simt foarte bine în pielea mea. Trăiesc, eu spun că frumos. Mă trezesc dimineața, mă duc la serviciu. Activitățile mele și grijile este ce concursuri am avut, ce concurs avem. Tot pasiunea unde o să asta mai, pentru da, muzică. Unde mai mergem, unde mai cântăm, ce mai facem. Dar și să ne mai întoarcem puțin în timp, pe firul poveștii pe care mi-ai descris-o până acum. Și vreau să te întreb așa, despre prima dragoste adevărată. Când a fost? Prima dragoste a mea, adevărată. Și cum ai trăit-o tu? Da. Foarte frumos. Prima mea dragoste a fost la liceu. La liceu la Iași, la liceu de artă. Deci eu studiam la clarinet. Și pedagogie muzicală acolo am făcut, foarte multă teorie muzicală îmi plăcea. Și am avut un prieten, ca toată lumea, eu știu, prin clasa 10-a, în clasa 10 am vorbit cu un băiat. Cum s-a înfiripat? Păi, nu mai știu, cred că din simpatie. Semănam așa puțin pur și la ochi. Simplu, s-a produs de la sine sau el te-a cucerit într-un fel? Nu, s-a produs de la sine. Nu, cred că m-a cucerit într-un fel. Așa s-a întâmplat. Sau din ai clasa făcut 10. Pas? Nu. Nu? Niciodată? Nu. Niciodată. De ce? Că acum gândirea modernă e că și femeia poate să facă primul pas. Da. Nu? Și să-l abordeze pe cel care îl vrea. Da. Dacă îl vrei,
Da, da. Poți să stai așa, că vine alta, da, care nu stă pe gânduri. Da. Nu, eu consider că dacă cineva este făcut să fie pentru tine, și așa va fi. Sau dacă dorește o anumită persoană, nu știu, ori trebuie să fie probabil ceva din ambele părți, ori cineva să aibă o afinitate față de altă persoană și să se întâmple ceva. Deci la mine, în adolescență, da, dacă ți este destinat... Că uneori, dacă ne străduim prea mult, putem să greșim, nu? Mai ales atunci când suntem singuri, așa e că suntem mai vulnerabili. Nu? Ni se face doar să iubim. Da. Și... devenim vulnerabili și atunci te miri cine... Da. Profită de lucrul ăsta. Da, nu. Experiența de viață face ca să gândim... Eu, una personal, gândesc altfel și ca și sfat, așa. Așa. Nu trebuie să faci... Adică nu trebuie să arunci în lucruri așa fără să gândești, numai din impuls. Îmi place de acea persoană și gata, trebuie să neapărat să iau contact. Nu. Nu trebuie deci, să calculăm și lucrurile, foarte să le cântărim mult bine. Dar foarte nu s-a mult întâmplat niciodată să simți că iubești o persoană nepotrivită, dar să nu poți altfel. Da. Sigur. Iată. Sigur, dar sentimentul ăsta de iubire îl percepem altfel cu trecerea timpului. Se schimbă cu timpul? Da, și într-o căsnicie, și într-o căsnicie și oriunde, și se simte altfel. Ceea ce este important trebuie să rămână prietenia. Ce simplu e așa de vorbit, trebuie să rămână... Atașamentul, da. Astea care sunt clasice, trebuie să rămână prietenia, trebuie să rămână... Și în realitate cum e? În realitate este problema mai gravă, greu. Foarte greu. Problema este partea financiară, cum bine știm cu toții. Crezi că asta este problema? Da. Dacă avem cel puțin... În general vorbesc, dacă ai strictul necesar și ceea ce îți dorești. Și știi cum să-ți organizezi sumele pe care le ai lunar puse la dispoziție, atunci și viața ta este altfel și a celui de alături. Dar tu când vezi că el își dorește ceva și tu nu poți să-i oferi... E prima oară când aflu în emisiunea asta și am făcut câteva sute de emisiuni, cu atâta franchețe să mi se spună că până la urmă... Da. Și în dragoste, problema banilor, care intervine este din pricina banilor. Da. Dar nu întotdeauna. Pentru că te doare. Ca cel de alături, de exemplu, tu să-ți dorești ceva foarte, foarte mult, un inel cu briliant, hai să spunem un inel așa, și eu să fiu, de exemplu, să fiu un băiat și eu să mă doare să te știu că tu vrei și eu nu pot să ți-l ofer. Și asta cumva face da, să se și la, stingă. Da. Da. Poate nu e dragostea adevărată aceea. Sau idealizez eu prea mult dragostea. Nu știu. Și atunci când ai iubit o persoană nepotrivită și ți-ai dat seama, ce ai făcut? Ai avut... Sau simți că ești un om care are curajul să lase tot și oricând să o ia de la capăt? Nu, cred sau că... Sau ești un om care timpul, se agață de ceea ce nu, are? Nu, cred că timpul este cel care rezolvă tot timpul, majoritatea care problemelor. Rezolvă pe toate. Da. El de foarte multe întrebări am avut, de ce, pentru ce. Și timpul am realizat, după acum, în ultima perioadă, realizez și mai, adică și mai spontană, și mai receptivă la ceea ce se întâmplă și mă întreb de ce, când am o întrebare de ce și atunci îmi răspund, timpul îmi va răspunde și într-adevăr, dacă până mai nu știu când îmi trebuia jumătate de an, un an chiar, dacă am pățit ceva și mi s-a întâmplat rău, să presupunem, răspunsul îl găseam pentru că există toată lumea are întrebări, cu toții avem de ce această întrebare de ce și singurul care ne poate răspunde este timpul. Acum, mai încoace, deci dacă am o întrebare, de ce îmi răspund singură? Pentru că, și de obicei îmi place să mă pun în locul acelei persoane sau acelei probleme. Eu, dacă aș fi fost, cum aș fi procedat? Ce aș fi făcut? Mă pun în loc, exact în pielea acelei persoane. Și până la urmă înțelegi. Înțeleg foarte bine, așa înțelege majoritatea lucrurilor de ceea ce ni se întâmplă în viață. Eu, dacă aș fi fost director la nu știu unde, cum aș fi procedat? La fel aș fi făcut. De asta dau dreptate și celor din jur care mai fac câteva probleme, dar trec. Cu toate trec. Am descoperit acum o biserică foarte frumoasă și interesantă. Îți spun după emisiune unde mă simt extraordinar de bine. Și acolo ai simțit? Foarte bine,
că te regăsești. Da. Da. Și tot timpul, nu tot timpul, când am posibilitate, duminica dimineață, mă duc la acea mănăstire și îmi găsesc liniștea pe care mi-o doresc. Ce se schimbă acolo? De ce trebuie să mergem într-un loc anume pentru a ne regăsi? Pentru că noi, nu știu, dacă și timpul ăsta nu prea avem timp, mi-aș dori eu una să știu mai multe despre religie, despre biserică. N-am fost educată, n-am avut făcut religie în școală și atunci ceea ce Doamne ajută și atât. Și rugăciunile care le știm cu toții, dar când intri în biserică, deja preotul are altfel de... Și ceea ce impactul pe care l-ai acolo, biserica mare, muzica, la fel, fundalul muzical, faptul cum îți spune preotul, foarte multe am învățat chiar și duminica asta. Cumva avem nevoie de o călăuză. Da. Da? Și putem găsi în credință. Da. Pentru că atunci când noi ca oameni nu mai găsim resurse sau ceilalți nu ne pot ajuta pentru că și ei sunt tot oameni, nu mai putem să găsim ajutor. Da. Este foarte important să credem în Dumnezeu, să ne ducem, să mergem la biserică cu tot sufletul și cu toată inima, pentru că acolo este un alt răspuns, alte răspunsuri le putem găsi acolo diferit în biserică. Diferit de cel al oamenilor. Diferit de cel al oamenilor. Care cumva este mărginit, este limitat. Da, da. Pentru că suntem doar niște muritori. Da, da. Mm-hmm. În primul rând trebuie să iertăm ceea ce am învățat la biserică și tot timpul... Dacă nu ierți, nu vei fi iertat. Și poți să ierți întotdeauna? Eu am încercat. Am încercat. Da, nu, am încercat și chiar am reușit. Mulțumesc Dumnezeu. Mi s-au întâmplat în viață mai multe, acum, eu știu, vreo 15-20 de ani. Pe cine ți-a fost cel mai greu să ierți? Racii trăiesc și se hrănesc cu trecutul lor și cu ceea ce se întâmplă în viața lor. Se întoarce mereu și îl actualizează. Tot timpul. Și îl răscolesc mereu. Chiar vorbeam cu o prietenă. Știi că eu când eram și făceam și acea prietenă mi-a spus trezește-te, Carmen, trăiești acum, nu acum 15 ani. Acest lucru s-a întâmplat acum 15 ani.